Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu voia Domnului, astăzi ne vom opri în dreptul a două cuvinte: mângâiați-vă și întăriți-vă. Două cuvinte al căror conținut biblic vrem să-l examinăm împreună. Și vom vedea, deschizând pentru început la 2 Corinteni, capitolul 1, că mângâierea își are atât originea cât și resursele în Dumnezeu și că este o necesitate permanentă în viața creștină. Citesc de la versetul 3 la 7. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Vreau să învățăm de la Dumnezeu cum mângâie El, cum trebuie să mângâiem noi, pe cine, și citesc mai departe, căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Deci Dumnezeu, Cel care cântărește toate lucrurile și ispitele și necazurile și timpul, le cântărește și pe mângâiere, oferindu-le direct proporțional cu nevoia lor. Apoi, citind despre întărire, în Scriptură este prezentată nevoia de întărire în Duh. După cum și în plan fizic un copilaș are nevoie să se întărească fizic, sau unul care a fost slăbit după o boală sau după vreo perioadă de post, are nevoie să fie din nou întărit. La fel, noi avem nevoie în omul dinăuntru, cum îl numește Pavel, să fim întăriți pentru a crește spiritual, pentru a avea rezistență, imunitate, pentru a ne putea face lucrarea la care suntem chemați. Iată ce scrie Pavel în Efeseni, capitolul 3, versetul 16, ca un extras din una din rugăciunile sale. Și-l rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru. Și tot despre întărire, citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14, vă rugăm de asemenea, fraților, sunt aici trecute mai multe, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorândoială, să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toții. Domnul să ne ajute. Mai întâi să-i pricepem mai vast, mai complet voia sa și apoi ca atare să putem să o împlinim. Așadar, ne vom opri mai întâi în detalii asupra mângâierii în privirea noastră, asupra sfaturilor biblice aferente acestui subiect și apoi în partea a doua asupra întăririi. Să observăm mai întâi, cum am anticipat deja, un Dumnezeu care mângâie. Dar încă de la început vreau să vă amintesc, chiar din cuvintele Mântuitorului, că aici ne este oferită o parte substanțială de mângâiere, dar pe pământ tot vor rămâne lacrimi și necazuri, pentru că mângâierea deplină, definitivă, aparține celei de-a doua veniri. De aceea spunea Domnul Iisus în Luca 6:24 despre bogați care sunt precizați aici după un vai, pentru că aici și-au primit toată mângâierea. Și lângă această definire, aceeași Evanghelie conține un exemplu. În Luca 16, după prezentarea a doi oameni, apare părintele Avram și zice în versetul 25, adu-ți aminte că în viață tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat. Deci, aici suntem mângâiați, iar dacă cineva nu va fi satisfăcut atât în dezbaterea noastră de astăzi, cât și în mângâierea ce va primi în lumea aceasta, să știe că restul de mângâiere rămâne la întâlnirea cu Domnul, când ne va fi ștearsă orice lacrimă din ochi, când durerile și gemetele vor fugi și vom scăpa pentru totdeauna de toate relele de moarte,
de diavolul și toate ce s-ar putea încadra în această categorie negativă a răului. Odată ce omul a fost alungat din grădina Edenului, el putea fi comparat cu un copil rămas pe stradă, pe care mama nu-l mai alinta în brațe și nu-l mai mângâia ștergându-i lacrimile. De la primii patriarhi se observă dorința lor istorică de a fi mângâiați. Și unul dintre ei, pe nume Lameh, Genesa capitolul 5, versetul 28, când a născut un fiu cu numele Noe, i-a pus numele Mângâiere, zicând, acesta ne va mângâia pentru toată osteniala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Într-adevăr, Noe a fost un salvator, prin el Dumnezeu a salvat lumea de atunci, dar atât de puțin, de avea o familie. Și dorința de mângâiere continuă să apară pe paginile Scripturii și mă deplasez în Noul Testament, în Luca 2, pentru a vedea un bătrân călăuzit de un spirit sfânt, versetul 25, el ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Israel, pentru că erau profeții, le vom aminti mai târziu în cartea lui Isaia. Când a văzut pe Domnul, s-a bucurat că mângâierea era pe rol, pentru că vreau să rețineți că cea mai mare mângâiere pentru toată omenirea este mântuirea. Oricu ce ai mângâia pe un om, oricât ai spune că viața lui se îmbunătățește, că va trăi mai bine, că nu va mai avea dușmani, că va fi mai sănătos, el, dacă va fi rațional, va spune, da, mâine va fi mai bine, dar mâine voi fi mai aproape de moarte decât astăzi. Mângâierea profundă a omenirii este nădejdea vieții veșnice, mântuirea. Și iată ce scrie Pavel la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 16 și 17, despre realizarea mângâierii așteptate, despre care a vorbit și Simeon în pasajul din Luca 2. 2 Tesaloniceni 2 cu 16 și 17. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Adică oricât ar fi cineva de necăjit, doar atât dacă i-ar spune Dumnezeu, nu te necăji tare, că te mântuiesc. Asta trebuie să-i ofere deja omului bucurie în suflet. Mă mântuiește. Voi fi cu Dumnezeu o veșnicie. Asta e o mai mare mânghiere ca și cum i-ar spune cineva unuia care a căzut la un examen, lasă că facem noi ceva și-l iei, fără probleme. Dar Dumnezeu și aici mângâie pe copiii Săi. El le oferă speranță, înviorare, dar numai în ascultare de cuvântul Său și în stare de smerenie. Există o formă de mângâiere care ne vine direct de la Dumnezeu, fără intermediar. Ea trece însă prin conștiința noastră. Nu te poți mângâia dacă ești vinovat. Dacă n-ai ascultat, n-ai liniște. Dar dacă ai făcut voia Domnului, tu te mângâi chiar prin lucrul acesta. Roman 15 cu versetele 4, 5 și 13. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. De aceea, când vă socotiți nemângâiați, deschideți Scriptura și lăsați-L pe Dumnezeu să vă mângâie. Dar, acum vă citesc din Psalm condiția în care te poți bucura de această mângâiere. Psalmul 112, versetele 1 și 8. Lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Hai să citim și 7. El nu se teme de vejerele, ci inima lui este tare încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința. Pentru că știe că Dumnezeu este corect, este drept. Dacă l-a ascultat, Dumnezeu nu se dezminte, este credincios. Psalmul 119, versetul 50. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Păstrați această mângâiere.
Iată un om care a păstrat-o, Iov, capitolul 6, versetul 10. Și amintiți-vă în ce necaz era, pentru că încercarea era atât de dură la toate nivelurile, n-am avut mângâietori în jur. Și care erau mângâietori supărăcioși. Dar mai avea această mângâiere. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Și mă adaug din 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 6, o regulă a mângâierii în care ne putem încadra dacă vrem să avem parte de ea. Mângâiere din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Deci, când ne gândim la Dumnezeu, trebuie să avem în vedere toate regulile. Pe cei mândri coboară, nu-i mângâie, pe cei ăștia îi zdrobește. Dar pe cei smeriți îi mângâie, adică trece pe lângă ei și îi ridică. Și cu asta înviorează duhurile, cum zice în Isaia 57:15. Să revenim acum la noi, în plan direct, practic, aplicativ. Cum trebuie să folosim noi mângâierea? Fiecare sincer în dreptul lui să se autoanalizeze dacă a făcut-o, cât de corect și ce trebuie să modifice. Revin din nou la Iov, capitolul 21, pentru a vedea cum să mângâi, ce presupune mângâierea. Pentru că nu este mângâiere așa să treci rece și distant pe lângă cineva, să-i spui, lasă, nu te mai necăgi că treci. Așa alții au avut probleme. Iată prima etapă a mângâierii. Iov a luat cuvântul și a zis, ascultați, ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, veți putea să vă bate joc. În primul rând, omul vrea să-l lași să spună necazul. Pe unii nu trebuie să-i întărești cu mari cuvinte, dar să știe că cineva îi ascultă și pe ei. Ca și ei la cine spune durere. Și deja, în parte, sunt mângâiați. Atât dorea Iov. Ascultați-mă și pe mine. Sau răspundeți. Sunteți trei, eu unul singur, termină unul, începe altul. Pe mine cine mă ascultă? Trec în Filipeni, capitolul 2. Pentru a da o adevărată mângâiere, trebuie să fii sensibil în duhul tău. Trebuie să tratezi acea persoană cu iubire. Nu poți mângâia pe cine nu iubești. O vei face mecanic, matematic. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos și în frații tăi, în oricare, în surorile tale, trebuie să vezi un frate întru Hristos. Dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Adică încearcă să te cobori lângă omul acela căzut, să vezi cum simte el, ce gândește, ce nevoie are și de-abia așa vei putea să-l mângâi. Profetul Isaia oferă o imagine a mângâierii printr-o mamă care își ține copilul în brațe. Îi știe toate scâncetele, deși încă nu poate vorbi, pentru că îl tratează cu iubire și nu poate fi indiferentă față de lacrimile lui sau față de alte nevoi fiziologice sau chiar sufletești. Când mângâi pe cineva, trebuie să-i oferi încredere, să îl înviorezi, să-l ridici. Și vă mai citesc 1 Corinteni 14, versetul 3. Și Pavel zicea, cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, deci îl edifică pe om, spre sfătuire, îl consiliază și mângâiere. E adevărat că unele profeții v-au atins sufletul și v-ați ridicat în bărbătați, pentru că Duhul lui Dumnezeu cunoaște nevoile ființelor noastre și prin cei însperați ne vorbește ca atare. Doar de la Dumnezeu poți să transmiți o adevărată mângâiere și prin Duhul o poți face cel mai bine. Și mai citesc 1 Tesaloniceni 2, versetul 11. Și cu asta vă îndemn să folosiți frecvent mângâierea, după exemplu dat de Pavel. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui, vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Lăsați mângâierea acolo, la locul ei. Se zidește mai ușor cu mângâiere, se adeverește mai ușor cu mângâiere, nu fără ea. Asta este o slujbă a Duhului, v-am spus. Și un om duhovnicesc mângâie. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, și apoi în capitolul 15, de mai multe ori Duhul Sfânt este numit mângâietorul. Fără el am fi orfani. Adică el oferă acea mângâiere de mamă sau de tată.
Ea trebuie distribuită prin părinții spirituali sau prin frații mai mari în credință. Așa este numit, citesc doar 14:26, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, deci este indispensabilă slujba mângâierii, este o definire, o denumire a Duhului lui Dumnezeu, mângâitorul. Pentru că, rămânând aici, mai întorc o foaie, spunea Mântuitorul în 16:33, în lume, zicea Domnul, veți avea necazuri. Și în necazuri, în suferințe, cum am citit din Corinteni, în situații de moarte a celor dragi și nu numai, oamenii au nevoie să fie mângâiați. Deși omul pare foarte tare pe poziție, unii sunt distrați, zicea înțeleptul că în mijlocul veseliei inima poate termina cu întristare. Psalmul 30, Doamne, mă așezase pe un munte tare, credeam că n-am nevoie să mă ajute nimeni cu o vorbă dulce. Dar puțin a venit norul pe soare și mi-am dat seama că mă duce apa la vale și e nevoie cineva să mă ridice din nou. Citim câteva cazuri de oameni care s-au simțit mângâiați pentru că aveau nevoie de mângâiere. Geneza 24:67. Eu cred că Sara ținuse foarte mult la Isaac, îl iubea, chiar dacă scrie despre Avram, că despre ea nici nu ne îndoim. Și după ce a murit, el a rămas cu un gol în suflet. Gol care n-a fost acoperit de nimic 3 ani de zile, în întregime. Dar după 3 ani a apărut Rebeca și scrie aici, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și l-a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Deci Dumnezeu așa a rânduit în etape viața oamenilor, încât atunci când îți mor părinții sau, în mod normal, înainte de a-ți muri părinții, să ai pe altcineva drag pentru a nu rămânea fără suport, să fie cine este mângâie când părinții nu-ți mai sunt. O altă situație asemănătoare, Rut, capitolul 2, versetul 13. Această tânără femeie văduvă și străină a primit cuvinte de mângâiere din partea lui Boaz, căci o mângâiere întreagă nu înseamnă, așa cum zice Iacov, doar nu te necăji, dar fără să-l ajuți cu nimic faptic și o să rămână tot gol și flământ. O mângâiere înseamnă cuvinte și un ajutor. Și ea a zis, o, să capă trecere înaintea ta, Domnul meu, că și tu m-ai mângâiat și cuvintele tale au mers la inima slușnicei tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slușnicile tale. Până la inimă, acolo au pansat. Omul nu este rănit așa în exterior și îi pui un bandaj, puțină dezinfecție și îi treci. Trebuie laser la mângâiere, să-l poți pansa la inimă, să anulezi, să extirpezi din interior durerea. Un alt pasaj, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 18, un cuvânt frecvent folosit la mormântări, deși realitatea de pe teren dovedește că unii predicatori n-au înțeles asta. Pentru că vorbesc să scoată lacrimi unii. A murit mama, nu se mai întoarce, rămâne cu tare văduvă. Normal că storci inimi și lacrimi în asemenea situații. Ba încă eu am auzit pe unul săracul, a zis, acum voi spune câteva cuvinte în urma cărora familia va plânge. Deci el în adins voia să-i facă să plângă săracul de el. Iată ce scrie aici, 4:18, mângâiați-vă dar unii pe alții, când e vorba de ceva că va muri cineva drag. Dar cum? Cu aceste cuvinte. Care sunt aceste cuvinte? Versetul 15:17. La venirea Domnului ne întâlnim, n-ajungem unii înainte altora, îl vom întâlni pe Domnul deodată în văzduh. Deci nu insistând pe despărțire mânghii pe cineva, ci insistând pe ideea reîntâlnirii. Și pentru a vedea un caz concret, vreau să ne deplasăm în Iob să citim câteva cuvinte, unde prin persoanele numite prietenii lui Iov avem și încercări de mângâiere nereușite și reușite. Că în parte cuvântul acesta cred că are menirea să învețe pe unii să mângâie, pentru că nu mângâie, iar pe alții să-i învețe să mângâie pentru că nu știu să mângâie. În 2:11 este scris, Elifaz, Bildad și Țofar au aflat de toate nenorocirile care îl lovisele, s-au sfătuit și au plecat de acasă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Au venit cu un gând bun, s-au sfătuit toți trei, dar iată ce declară Iov despre ei în 16:2. Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși, pentru că ei n-au avut răbdare cu el să-i asculte necazul în întregime. De aceea le spunea el și v-am citat adineauri, lăsați-mă măcar să vă povestesc și eu. Tu ești de vin, așa și așa, și l-au supărat. Iar în final, pentru că n-au vorbit drept, Dumnezeu i-a pus și să aducă o jertfă, i-a amendat într-un fel. Dar dacă toți suntem în Iov, vă citesc din 29:25, unde este prezentat el pe rol de mângăitor.
Îmi plăcea să mă duc la ei. E vorba de oameni și în mod special de cei necăjiți. Și mă așezam în fruntea lor, eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri. Și poate le-ar place unora să fie ca un împărat, fie local, regional sau național. Dar iată ce mi-a plăcea lui Iob să fie. Ca un mângâietor lângă niște întristați. Nu-i putea vedea necăjiți și să rămână indiferent. Și spre bucuria lui Iob și a noastră tuturor când citim în Iob 42, versetul 11, s-au întors toți. Aceia despre care scrie el în cuprinsul cărții sale că se depărtaseră. Și membrii familiei și aparținători din administrație. Frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă, l-au plâns și l-au mânghiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. O mângâiere cu un dar. Vreau să vă mai arăt încă doi mângâietori, Cartagenesa, persoana lui Iosif, capitolul 50, versetul 21. Și până vom citi, amintiți-vă că Iosif practica mângâierea nu doar cu în familie. Și când era în administrația penitenciarului, într-o dimineață i-a văzut pe doi triști așezat, a întrebat, ce-i cu voi? Voi nu sunteți în formă. Și acum frații lui au venit să se închine din nou cu teamă și el le-a zis, fiți dar fără teamă, căci eu voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Iată un om plăcut lui Dumnezeu. Nu degeaba lui Dumnezeu îi plăcea să umble cu el și lui Iosif îi plăcea să se poarte ca Dumnezeu, învățase de la Dumnezeu. Și am mângâiat frații care îl vânduseră cândva. Vedeți, nu uitați de cei care v-au fost dușmani sau poate vă sunt sau cel puțin vă sunt străini sau sunt indiferenți de starea dumneavoastră. Când ajung ei în necaz, folosiți momentul ca să-i mângâiați, să vă ocupați de viața lor. Au nevoie. Nu contează ce au fost și cine sunt. Au nevoie. În Noul Testament, Barnaba este numit fiul mângâierii. În Fapte, capitolul 4, versetul 36. Numele lui era Iosif, dar apostolii îl numeau Barnaba, adică fiul mângâierii. Și din puținele referințe care le avem în Noul Testament despre el, ne dăm seama că era omul care vroia să-i apropie pe unii de alții, care vroia să nu se îndepărteze nimeni, să nu se piardă, să-i câștige. Un om cu suflet mare. Sunt și alții, să nu credeți că sunt doar excepții, oameni de talie. Hai să vă citesc un verset mai general, Coloseni 4 cu 11. Sunt mulți în Noul Testament, casa lui Onisim și alții. După ce enumeră aici, de la versetul 10, pe Aristarh, Marcu, Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, în condițiile de atunci și de acolo, că el era în temniță. Oameni care mi-au fost de mângâiere. Și apostolul, la maturitatea lui spirituală, ajuns în temniță, avea nevoie de mângâiere. Domnul să ne dea harul să putem mângâia cu adevărat. Vreau să privim la a doua idee, întăriți-vă. Ce presupune sau ce este întărirea spirituală? Pentru că dacă ar fi să-i chestionăm, mă tem că mulți ar spune, frate, așa sunt de slab, soră, sunt slab. Pentru a fi întărit, a fi fortificat, e nevoie de o dezvoltare, a creșterii, a rezistenței. Și de multe ori suntem slabi, începând de la nivelul gândirii. Ne supărăm, nu ne putem concentra. Iată ce scrie în 2 Corinteni 10, de la versetul 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Adică, noi suntem slabi, suntem numai oameni. Nimeni nu-i puternic prin sine însuși, dar noi suntem dotați. Dumnezeu ne întărește prin ceea ce pune la îndemâna noastră. Dar noi trebuie să intrăm în posesia acestor întărituri, acestor arme. Efeseni, capitolul 6, vorbind despre lupta spirituală și cu asta începe descrierea echipamentului. Și ne va spunea, probabil, și epistola aceasta a scris-o Pavel din închisoare, el a văzut soldații echipați tot timpul și a făcut această minunată comparație privind lupta noastră spirituală. Îmbrăcați-vă! Dar mai întâi 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uniltirilor diavolului. Deci, noi trebuie să ne întărim că e necesar. Nu doar așa vrem să ne întărim, ca și cum ar zice niște tineri. Ei vor să facă culturism, nu că nu pot să muncească la serviciul ce l-au, dar să arate ei mai puternici. Nu, este o necesitate, că vin ispite. Ai nevoie să rămâi tare sau să ajuți și pe alții. În următoarea epistolă, în Filipeni, Pavel
zice în capitolul 4 de la versetul 13, ce realizări există dacă un om este întărit? Pot totul. Totul? Și treci în totul tot ce ai tu în față. În Hristos, care mă întărește. Și zice el, Hristos m-a întărit și m-a pus în slujba lui, nu că cineva și-ar putea duce slujba cu puterile lui. În temniță zice în 2 Corinteni, capitolul 4, toți m-au părăsit, versetul 17, dar Domnul stă lângă mine, m-a întărit. Domnul este oricând gata să ne întărească, dar întărirea nu ne vine așa din aer, ca și cum te-ai pune într-o climă mai caldă și din oficiu vine aer cald pe tine, nu? Trebuie să te conectezi la sursă, să vii sub mâna puternică a lui Dumnezeu ca să te întărească, să stai aproape de El. Un om întărit, și pe asta vă puteți verifica dacă sunteți sau suntem tari sau nu suntem. Vă citesc Coloseni 1, versetul 11. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Cine-i tare, rabdă și asta o face cu bucurie. Se obișnuiește să se spună că nu mai ai răbdare, este deja îndelungă răbdare, dar cineva spunea, dacă tu nu ai răbdare, de unde să ai îndelungă răbdare? Să reziști cu tenacitate, să fii biruitor și să poți să porți cu luna după aia, nu să abandonezi. Nu este ușor. De aceea vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, să vedeți ce grijă avea Pavel de credincioși, că știa că nu sunt atât de tari, deși am putea să fim, că Dumnezeu ne pune la îndemână, harul său. 1 Tesaloniceni 3 cu 1. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsat singur în Antena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitor lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Pentru ca nimeni de voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri. Ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Deci, mângâierea trebuie asociată cu întărirea. Mângâierea te pansează, iar întărirea fortifică din nou partea aceea care a fost vătămată, care a fost rănită. Te face din nou tare. Lucrează ca un întreg cele două. Noi avem nevoie să fim întăriți, cum vă spuneam, la nivelul minții, adică să ne fie clar tot ce credem. Stați tari și țineți învățăturile. Ce înseamnă asta? Pot să vină 100 de predicatori să ne spună altfel, pe noi nu ne mișcă. Noi suntem tari în adevărul care îl știm. Asta pe lângă a rămânea tari în ispite, în necazuri. Și despre tăria aceasta, în cuvânt vă citesc din Fapte, capitolul 19, versetul 20. Și cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Se întărea prin minunile care însoțeau predicarea. Același adevăr este scris în Evrei 2 cu 4. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, minuni și ferurite darele Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Când ai și un exemplu lângă o definire, ție ți este clar, nu te mai schimbă nimeni, ai proba, ai văzut. De asemenea, vreau să vedem oameni care practică întărirea, cum să întărim pe ceilalți, că au nevoie. Au nevoie cei din slujbă și au nevoie cei din biserică, toți au nevoie. Știți că și Domnul Iisus a avut nevoie să fie întărit la un moment dat? Și scrie în Luca 22 cu versetul 43. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Iosua a fost de tânăr conducător militar și n-a fost luat dintr-o dată din mulțime și pus în față. A fost 40 de ani cu Moise. Știți că atunci când a fost pus în slujbă, Dumnezeu tot îi spunea și Moise i-a spus, întărește-te și îmbărbătează-te. Pentru că în fața războiului, a luptelor, pentru el fizice și spirituale, pentru noi spirituale, alte conflicte ce le avem, e nevoie să fii întărit, că frica este răspândită în mase de oameni. La Gedeon parcă e de mirare câți au fost fricoși. La Izraelii tot spunea Dumnezeu, Deuteronom 31 cu 6, întăriți-vă, nu vă temeți în fața cananiților, fiți tari. De aceea, frați și surori, să spunem cu credință, cu bărbăție, fraților noștri, surorilor noastre, unul individual sau mai mulți, să fie tari și să rămână statornici în ceea ce cred și în răbdare. Aici, în ce privește întărirea, mai întâi vreau să-L punem pe Dumnezeu, de la care ne vine întăritura. Psalmul 138, versetul 3. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Uneori suntem ca și Petru pe mare, simțim că ne scufundăm. Și este nevoie să strigăm și în fracțiuni secundă, Domnul, să ne îmbărbăteze.
Doamne, te-am chemat și m-ai întărit. M-am simțit deja cu curaj. Te-am văzut la dreapta mea, ca și în cazul slujitorului Elisei. Doamne, dar sunt mai mulți cu noi. Și nu mai era o problemă, confruntarea aceea. Îngerii, pe lângă alte roluri, au rolul să întărească. Daniel, la un moment dat, în fața unei descoperiri dumnezeiești, a unei străluciri supraomenești, a pălit și a căzut la pământ. Și scrie în cartea sa, capitolul 10, versetele 18 și 19, un înger a venit și l-a întărit. Și el a zis, vorbește, Domnul meu, căci m-ai întărit. În multe situații se poate produce o intervenție a îngerilor pentru întărirea cuiva. Eu cred că este nevoie să fie întărită o mamă înainte de a merge să nască, credincioși înaintea unui martiraj. Dacă n-ar fi întăriți de Dumnezeu, n-ar rezista, dar Dumnezeu, cred, în asemenea momente, îi întărește. Îi face să primească moartea în față și să vadă gloria divină. Iată-l și pe Apostolul Pavel și nu numai pe el. Citez în Roman, capitolul 1, mulți alți credincioși din Noul Testament, folosind lucrarea de întărire printre credincioși. În 1 cu 11 scria celor de la Roma, că își doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Să ne rugăm ca în biserică să fie daruri spirituale necesare întăririi. Să avem predicatori, oameni cu darul îndemnării și a îmbărbătării care pot să întărească biserică. Proroci care prin mesajul lor din partea lui Dumnezeu pot să întărească sufletele credincioșilor. Cântăreți care prin ungerea, mesajul și întregul conținut al cântărilor pot să întărească pe cei în cauză. Să se îmbărbăteze, să se ridice starea de credință a bisericii, căci credința este o încredere neclintită. Iată câteva citate din fapte cum credincioșii obișnuiau să se întărească unii pe alții, 14:22, un moment special după încercarea de ucidere cu pietre a lui Pavel, s-a întors la ei, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stări în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. El, lovit cu pietre, a întărit pe ceilalți. M-a ascultat recent pe o casetă cum niște frați de la o misiune de răspândire a scripturilor și de ajutorare a familiilor martirilor au stat în cumpănă să mă ajute credincioșii din Thailanda, pentru că acolo fuseseră torturați și omorâți. Și au zis, Doamne, dacă noi mai ținem legătura cu ei, le cauzăm mai mari suferințe. Și la un moment dat au primit o scrisoare din partea lor în care thailandezii ziceau, nu vă temeți, noi suntem gata să murim ca și frații noștri care au trecut deja la Domnul. Trimiți-ne mai departe Biblie și literatură. Lucrarea va continua. Și au zis frații, dacă ei acolo nu se tem și ne îmbărbătează ei pe noi în America, cum să nu fim noi tare aici, măcar de la distanță și să îi sprijinim în rugăciune. Capitolul 15, apoi, tot din fapte, un alt caz, versetul 32. Aici era vorba de o slăbire în credință. Erau două păreri. Unii să se întoarcă la legea lui Moise, alții să rămână în învățătura apostolilor. Și sufletele credincioșilor erau afectate. Pe lângă hotărârea bisericii și a prezbiterilor din Ierusalim, au trimis și pe Iuda și Sila, care erau și ei proroci. Aceștia au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Pentru că este nevoie să pui problema și așa și în partea cealaltă și să-i arăți omului o poză așa din mai multe puncte, ca omul să fie întărit. Și fapte 18:23, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, cu un scop, întărind pe toți ucenici. Ei erau deja ucenici, știau toate cele necesare mântuiri, dar trebuiau sprijiniți, sfătuiți încă o dată, să rămână tari, să nu se teamă, să țină credința, să se țină strâns lipiți de Domnul, să stăruie în harul lui Dumnezeu. Veți vedea, frați și surori, că dacă vom practica cu succes aceste două aspecte, care îndrăznesc să spun că aproape sunt la îndemâna tuturor. Cine nu poate să mângâie? Cine are Duhul Dumnezeu poate. Cine nu poate să întărească? Așa e că uneori pământește vorbim sau un problem de sănătate, ne încurajăm, deși noi nu avem mare curaj pentru noi. Spunem și la două fă probleme. Te faci bine, iar te duci acasă. Iar o să lucrăm împreună. De ce n-am face un plan spiritual? Să nu fiți pesimiști. Să zică unul, nu știu ce o să se aleagă de noi. Am întâlnit eu în mai multe situații în țară. Duhuri de deznădejde. Oameni care se cred părăsiți, care cred că nu se mai ridică, care cred că Dumnezeu nu-i mai ajută, că nu o să mai fie biruință. Și la acest aspect, 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 7. O categorie de oameni care trebuie mângâiați și întăriți. Cei care au căzut și s-au pocăit după aceea. Există riscul să nu se mai poată ridica, nu pentru că păcătuiesc, ci pentru că zdoborâți de satana prin prea multă întristare și deznădejde.
Citește și versetul 6. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Deci rețineți să nu mă înțeleagă cineva greșit. Întâi pedeapsă, dar după aceea, așa că acum este mai bine să-l iertați, dar după ce intervine iertarea, să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Să-l vizitați, să dați mâna cu el, să-l întrebați ce mai face, să-l încurajați. Și închei cu două idei. Mângâierea și întărirea sunt porunci divine pentru credincioși, în relația cu ceilalți credincioși. După cum ne este poruncit, iubiți-vă unii pe alții. Și cine nu iubește, nu împlinește cuvântul lui Dumnezeu. La fel, este o poruncă nou-testamentală. Mângâiați-vă și întăriți-vă. Și vă citesc, așa cum am studiat-o, din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 11. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr, și Doamne ajută-ne să facem mai departe, mai cu succes, mai din plin. Dumnezeu o face, dar Dumnezeu ne-a pus și pe noi să o facem. Era profețit în Isaia 40, mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Apoi în Isaia 49, în Isaia 61, Domnul Iisus relua Isaia 61 în sinagoga din Nazaret și spunea că s-a împlinit vremea aia când trebuie cei întristați să fie mângâiați. Mângâiați în nădejdea mântuirii, mângâiați pentru nevoile de aici, întăriți în fața ispitelor, întăriți ca să fie fortificați în crezul lor și să nu se clatine când vine vreun vânt sau vreun val, nimic să nu-i miște de la poziția și direcția lor spre împărăția lui Dumnezeu. Și ultima idee, ne place nouă să fim mângâiați. V-am spus că avem nevoie uneori, e drept. Ne place să fim întăriți și necesar. Dar vă rog să nu fim numai consumatori de mângâieri. Și toată viața este tot lege-ne cineva. Și toată viața se trăiește tot în proptele, că tu trebuie să fii întărit. Ia mai fi și producător de mângâieri. Și comerciant, dacă vrei, sau intermediar de mângâieri. Oferă și tu altora. Nu doar aștepta de la alții. Iată ce scrie Pavel în Filipeni, capitolul 1. Cum se poate produce, nu doar consuma mângâiere. 1:7. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceleași har. Și 14. Și cei mai mulți din frații îmbărbătați de lanțurile mele au și mai mult îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Deși în împrejurările erau aparent potrivnice, ei aveau încă putere și resursele să dea la alții. Asta înseamnă să tind spre maturitate. Zicea Pavel în Corinteni, nu copiii sunt datori pentru părinți și părinții pentru copii, dar câtă vreme tot copiii, tot să ne mângâie cineva, tot să ne întărească cineva, tot să ne ducă alții de mână. Când o să putem duce și noi pe alții de mână? Când o să putem să mângâiem și noi pe alții? Doamne, ajută-ne! Ca să se poată spune despre noi, cum am citit despre tesaloniceni. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți. Să fim și mângâiați și întăriți la nevoie, dar și să mângâiem și să întărim la nevoie. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.